Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la proiecte diverse DIY. Suntem iar la bancul de lucru, în filmulețul ăsta. Vorbim despre cum să găurim o chiuvetă de inox. Jucăria pe care o folosim, da, stai să vedem ce avem nevoie mai întâi. Una bucată bormașină, nu contează de care. Un spiral de 10, da? Eu vă recomand să aveți și unul de 6 pe lângă, că cel mai bine să dă gaură cu ceva mai mic și după aia lărgim. Eu o să folosesc unul de 8, da? Și după aia unul de 10 sau 6 și direct 10. Vedem exact care cum stă treaba. Așa. Aveți nevoie de o cheie fixă, inelară, tubulară, nu contează, de 17. Și jucăria asta de la Wolfcraft. Asta este de 32 de milimetri și arată, uite, exact așa. Da, dispozitiv pentru făcut găurici, găurele la chiuvetă, 32 de milimetri, există și de 28. De 32, asta de aici, dar nu are rost să vi le arăt pe toate. Preț pe bucate undeva la 48 de lei, la Horbach cel puțin. Sunt și de 35 și 40, da? Jucăria se folosește simplu, se dă o gaură de 10, da? Chestia asta se pune deasupra în gaură, ăsta de dedesubt și dacă vedeți, are niște buze super ascuțite, da, care taie. O chestie care am observat-o la el, șurubul, da, este de 12,9 rezistență. Deci un șurub foarte al dracu. Vă garantez că dacă puneți unul de 4,4 sau 4,8, se duce dracului. Da? Haideți să vedem dacă și reușim să dăm gaură. Prima oară, spiraluțul de 6. Secretul la găurire, unul din ele este spiral mic și după aia lărgiți gaura, mai ales la inox care e al dracu. Al doilea secret este lubrifierea. Da? E un secret și din altă meserie, dar discutăm în alt clip despre lubrifierea. Întotdeauna ulei W40 am eu la îndemână acum. Da, nu asta contează. Să zicem că o să dăm gaură aici, un pic trebuie aplicat și în timpul găuririi. Dacă vedeți că s-a uscat suprafața. Normal trebuie să-i aplicăm un panson înainte, dar nu mai contează. Deja s-a schimbat un pic sunetul. Semn că nu mai are lubrifiant. Ăsta a fost 6-le. Îl dăm afară. Dăm până nea 10, să vedem cât de bine taie și asta. Oricum sunt spirale bune, nu sunt de-astea negre de cacao, cu care credeți-mă că nu treci prin inox. Da? Cam asta a fost găurica de 10. Șurubul trebuie să intre liber. Deci toată chestia asta se ia și se bagă în găuricea asta, da? Cu șaiba asta tăietoare, să-i zicem așa. Venim de dedesubt. Scuzați jegul după chiuvetă, dar filmuleț e demonstrativ.
nu facem reclamă la vreo chiuvetă. A stat afară și bineînțeles că e plină de ormeguș. Ok, avem dispozitivul prins. Și tot ce trebuie să facem acum e să ne apucăm de strâns ciurubelul. Să filmăm și de jos, nu cred că e necesar, că o să vedeți după aia ce a făcut doamna șaibă. Pentru cei interesați, codul este 376-1000, deci 376-1000, de la Wolfcraft. Asta e la cel de 32, dar dacă îl găsiți pe ăsta, credeți-mă că le găsiți și pe restul. Hai și ca să lăsăm vrăjeluța. El se numește dispozitiv de dat găuri la chiuvete. Eu îl folosesc la tablouri electrice metalice de tablă. Merge până la tablă de 1,5 lejer. O să auziți la un moment dat cum ar fi acum. S-a rupt, uite, s-a rupt de tot acum. Ăla-i. Da? Și de-aia am zis că să nu filmez de jos, că o să vedeți exact ce a făcut în tablă. Face ca o piuliță ciudată așa. Da? Cam asta e ce a ieșit din găurica respectivă. Hai nenea macro. Da? Și avem o gaură perfectă pentru o altă baterie sau whatever. Eu v-am spus, le-am folosit și la presetupe pentru tablouri electrice de metal. Pentru că da, la tablourile electrice trebuie să folosiți presetupe, chiar dacă e metal sau plastic. Da? Trebuie să oprească focul în tablou. Cam asta e rolul presetupei. Ok? Mulți ani de view-uri. Ne auzim jos la comentarii. Ne vedem la filmulețul următor. Bye, bye!